Bună ziua, bine v-am găsit. Data de 31 mai 2023, ziua cu 21, tu pulvaros, numărul 2. În ultimul film am zis că arată bine. Astăzi, cum o să fie titlul, este vindecat. Deci stupul cu numărul 2 este vindecat de puietul văros. Pare incredibil, dar așa este. S-a vindecat, totul e curat, colonia a crescut, acum a venit cu rame să umplu, să extind lada. Tratamentul se pare că a funcționat foarte bine. Am vrut să arăt de la început că totul arată foarte bine, este blocat cu polen și acum a trebuit să vin eu cu rame ca să-l extind cuibul. Aici a blocat cu polen tot. Totul arată bine. Mă mai uit eu așa după niște celule să văd că el este vindecat în proporție de 99%, da? Fiindcă, să spunem așa, dacă acum ne-am oprit din a face un anumit tratament, nu mai chiar tratament, este un fel de prevenție, ar putea să reapară, dar este de urmărit. Este de urmărit. Următoarea fază ar trebui să-l duc în să roiască, să intre în friguri. Aceea este confirmarea de 100% de vindecare. Dar confirmarea este că n-am mai văzut puiet cu văros scos afară, iar puietul este compact, arată bine. Mă uit un pic prin celule să fiu sigur. E mătcuța aici, depune ouă. Arată bine de tot. Bun. Acum, următoarea etapă, după ce îl considerăm vindecat, fiindcă, să zic așa, nu-i 100%, el a fost bolnav, a avut puiet văros și acum trebuie să vedem ce facem mai departe. Deci, cum am văzut, totul e blocat, o să vă mai arăt câteva rame și din partea opusă. Aici mă uit să văd dacă își aduce nectar. Văroșii au această problemă că nu își aduc mâncare. Aici văd că și-au adus și ceva mâncare. Bun, totul arată bine. Acum izolațiile laterale nu mai sunt necesare. Colonia are mult puiet declozat. În colonie este mult puiet de eclozat. Acum, dacă aceasta este bolnavă sau a fost bolnavă, mai bine zis, e ca atunci când am fi mahmuri după o beție cruntă, ești mahmur. Așa și colonia asta s-a vindecat, a prins forță, dar totuși trebuie să fim precauți. Și ce facem? O să vă zic ce facem mai la sfârșit. O să vă arăt un lucru care urmează după vindecarea coloniei cu acel sirop
pe care vi l-am arătat în, la începutul acestui, acestei serii de filme. Așa. O să vă arăt rame și din partea opusă. Acum am arătat din partea aceasta. Am vrut să fiu sigur că filmul o să fie corect. Deci colonia cu numărul 2 e considerată vindecată. Bun. Știu că mulți nu vor fi de acord. Cum s-a vindecat puietul Văros în 21 de zile? Așa s-a vindecat. Cu sirop dat zilnic. La început, când scoate Văros mult să cureți fundurile, iată o ramă cu puiet, foarte frumos, consider vindecat 100%. Eu mai caut pe aici puiet care ar putea să aibă o celulă. O să mai fie câte o celulă de văros, s-ar putea să mai fie, dar eu îl consider vindecat. Bun. Mergem mai departe. Bine, nu este de acum să te apuci să-l înmulțești pe ăsta, nu. În niciun caz. A doua etapă va urma să-i schimb eventual o matca, așa ca pentru a schimba gena albinei, să spun, ca nu cumva să mai reapară acest puiet văros. Am înțeles, eu n-am avut, dar am înțeles că poate reapărea oricând. Așa că vom lua măsuri să nu mai apar. Și o să vă zic imediat și despre continuarea. Iată ce fain aici. Bun. Îi dăm rame, umplem corpul. Chiar aș fi curios să intre în friguri. Asta ar fi o mare surpriză. Îi dau rama goală. Și o să-l verific peste, nu știu cât să zic. Să-l verific din nou peste câteva zile ca să văd dacă intră în frigul roitului. Bun, chiar dacă îl consider eu vindecat, să spunem 99%, da? De 99% e vindecat. A fost tratat cu acest borcan cu multe găuri. Acum ce o să primească mai departe? O să primească un sirop, îl am aici. Acest sirop are în componență în felul următor. 1 kg miere sau 1 kg zahăr, în funcție de cum preferați. După aceea are 3 grame de hrian dat la blender per litru de sirop.
are 2 ml de apă oxigenată per litru de sirop, eu am pus 10 ml de mixură de uleiuri esențiale per litru de sirop, așa ce am mai pus, și am pus măsurat cu aparatul de pH vitamina C pentru a aduce aciditatea siropului la nivelul mierii, care este undeva la 3,6 pH. Am reușit cu vitamina C să mă apropii la 3,8-3,7. Acest lucru nu știu dacă pot să vi-l dau, fiindcă în funcție de zona în care sunteți aveți pH-ul diferit, iar cantitatea de vitamina C diferă. De exemplu, la mine, la apa care o am eu, a trebuit să pun 2,5 grame vitamina C per litru de apă, per litru de sirop, așa că nu pot să vă zic la dumneavoastră care este pH-ul sau cum reduceți dumneavoastră să vă apropiați pH-ul de această aciditate. Deci chiar n-am de unde să știu, doar dacă vă luați un aparat și începeți și băgați vitamina C într-o anumită compoziție până ajungeți la aciditatea pe care Albina o preferă, adică 3,6. Bun, cam asta fiind zis, îl consider un stup vindecat. O mai avea una, două larve cu puiet văros, dar este zona în care, să zicem așa, cam este în fiecare colonie, pe care nu avem cum să le observăm de obicei. E mai greu de observat, dar important e că infecția aceea masivă a fost tratată. Acum, ca prevenție, venim iar cu acest sirop, care vi-am zis rețeta, și să sperăm că o să fie bine și să nu mai reapară. La stupul cu numărul 1 e altă situație, acolo am izolat marca total, a primește și ea siropul cu siropul de tratament, iar de azi o să-i dau și lui siropul acesta de prevenție, fiindcă acolo nu mai avem larve, doar ce se va curăța toate ramele de puiet văros, deci va fi mai sigură, să zicem așa. Ramele negre o să încerc să le înlocuiesc, după care voi da drumul la matcă și va primi acest sirop care are în compoziție hrean și apă oxigenată. Acum rămâne de la voi, la deciziilor dumneavoastră, dacă merită să cheltui sau, mai bine zis, să vindeci o asemenea colonie, dacă merită să investești o anumită sumă în ea sau pur și simplu o desfințezi și cumpere alte colonii. Cu banii care îi tratezi, mai bine cumperi colonii sănătoase. Acum, în funcție și de infestarea din stupină care este, asta rămâne la decizia fiecărui apicultor. Dacă era după mine, aceste colonii nu mai existau, dar de dragul încercării am făcut acest test cu acest sirop, în care baza este hreanul și apa oxigenată. Și cam asta este. Sper că v-a plăcut această serie cu încercarea de a trata puietul văros. Mai am și alte lucrări de făcut prin stupină. Până data viitoare, numai bine!